Stați aici, în cartierul ăsta am stat eu aici la Roma, chiar în blocurile alea ce scolo, dar înțe să nu spun la. Adică aici sunt, cum sunt la noi județele, aici sunt pe regiuni și Roma și toate orașele din jurul Romei sunt în regiunea Lazio. Și Anțiu, localitatea unde stau eu, e tot la regiunea Lazio. Niște, asta e un fel de zonă cu multe magazine, magazine și birouri din magazinele astea mari. Fiecare zi la Roma la muncă și suntem un pic așa îngrijorați de ea, chiar dacă ea nu ajunge până în centru, dar nu poți să știi ce poate să se întâmple. Eu nu mai știu ce să mai spun. Mi-e frică pentru copiii mei, mi-e frică pentru viitorul copiilor noștri. Nu știu cum să, ce soluții să se găsească ca să nu mai fie atâta ură între religii, să putem să trăim cu toți împreună pe pământul ăsta, că suntem toți copii pământului și să nu mai fie atâta ură. Nu știu ce să fac, nu știu. Deci, cum vă spuneam, în zona asta, în fundul la strada asta, asta care vă arăt în stânga aici, este Coloseul. Dar nu se vede pe aici. Haideți că am ajuns la o piață foarte importantă. Îi spune San Giovanni. Piața San Giovanni. Asta este columna lui Traian. Ca să știți și voi așa de unde vine Traianul ăsta. Asta e piața. E plin de turiști. Și aia nu știu dacă am cum să vă arăt columna lui Traian. Și nu prea e trafic astăzi la Roma, dar nu ți-e grămadă de lume. Dar asta îi spune Via Merulana. Strada asta este strada care se duce la stațiune Termini, care e stațiunea, care e gara centrală din, în fundul la strada asta, așa e gara. E o zonă plină, e niște cartiere chinezește, e plin de chinești, de magazine, de, e așa, de cale afară. Și
Hai să-l arăt că și italienii au tramvaie. Pe tramvaiul 8 sau 3. Se atraversează probabil tot Roma. E ceva de nemaipăvuit. E frumos așa să te duci la o plimbărică. Astea sunt strădusele alea antiche de Roma, de te pierzi pe ele. Am ieșit de la spital. Păi ce au la camera aici? Uite camera aici. Zisă română fetelor. Salut. Așa. Și suntem în mijlocul traficului de la Roma. Aoleu, soare. Și hai să mă arăt un pic din partea asta altă de Roma. Mi s-a luat să cam la ruj. E ora 2, suntem plecați acasă de la ora 9 și la doctor am ajuns la 12 și 2 ore am stat acolo. Și chiar vorbeam cu Alexandra, prietena mea care are canalul Alex Hayat. Vorbeam că vrea să vadă Roma, așa că iubita, uite, asta e Roma. Dacă acum ajungem iar la piața San Giovanni. Vedeți? Acum muncește pe unii. Hai că vedem și piața San Giovanni și cumva. Că noi am venit în partea aia. Uite ce frumos e acolo. Să vedem dacă reușesc să... Aia sunt papi. Sunt niște statui imense acolo cu papi. Papi, cred, da, sunt papi. Gracias.
concertele la Roma sau pe stadion. Acolo. Doamne, ce-mi place mie iarba asta englezească. Este sus, acolo este un restaurant foarte cunoscut aici la Roma. Azi am cer scuze aici că am și suntem aproape la ieșire din Roma. Asta e strada, îi spune Cristofor Colombo. Aici este ambasada României, pe aici unde am, aici barca, aici așa barca e ambasada României.